peste 2000 de moldoveni fac afaceri în România. Unii dintre ei au deținut poziții înalte în administrația de la Chișinău. Este cazul fostului premier Vlad Filat, condamnat în 2016 la 9 ani de închisoare pentru fraudă bancară și luare de mită. Filat facea afaceri la Iași de aproape 2 decenii. A început cu importul de țigări, iar apoi cu bunuri imobiliare. De aceea este important să comparăm informațiile din România cu declarațiile sale de interese și de avere din Republica Moldova. Putem să accesăm documentele pe portalul Comisiei Naționale de Integritate, cni.md, sau direct de aici. Avem mai multe filtre de căutare, nume, organizație, regiune, funcție. Baza de date ne obligă să selectăm tipul declarației, devenit de interes personal sau de avere și interes personal, precum și anul declarației. Introducem numele Filat Vladimir în prima secțiune, iar la perioada alegem din 2011, de când e disponibilă prima declarație, până în prezent. La tipul declarației alegem declarația de interese. Obținem 5 rezultate. Observăm că unele declarații sunt făcute în calitate de deputat, iar altele ca prim-ministru. În dreptul fiecărui rezultat avem o icoană albastră. Dăm click pe prima și se deschide un PDF cu cea mai recentă declarație de interese. Filat deținea la momentul respectiv, martie 2016, majoritatea acțiunilor din Capital Invest Company din Iași, în valoare de peste 2 milioane de euro. E vorba de fosta imprimerie de stat Dosoftei, reprofilată în agenție imobiliară. Dacă analizăm fiecare document, putem observa în ce fel s-a modificat averea declarată a fostului demnitar în decurs de 4 ani.